Sărăștelică. Hai să-i prindem pe aia nemâncați. Ia uite-l ăsta, direct. Ală, pe ea în gură. Ia uite. Bă, de-aia am pus-o în gură, cum a căzut în gură, pac, pe aia. N-am mai stat, dar l-am pierdut, că am monofilament. Ne bucurăm și noi de un pescuit de seară. La musc. Trage musca pe apă cu gândul că va sări. Tragem și noi musca pe apă cu gândul că va sări ceva la ea. A scăpat gagiu. E deștept ăsta. Dacă era prus, murea de mult. Ăla n-a mai scăpat. Ești în drill cu el. Ești în drill de drill. Ia să-l vedem. Ia uite-l, bă. Și e mare, bă. Nu e mare, nu. Dar vine el așa încet. Vine el legănându-se așa. Vine el așa, e mai... Vor faci de ăsta mai. Hai că ăla e cald, de ce? E mai frumos. L-a executat. Judecătorii ai cu noi. Eu atât aș, nu mai am fi. Scoate pe monofilamentul ăsta, că e enervare când dau la țaparina asta. Am văzut pe Cristi cum l-a atacat în crăci. Sponsor emisiunii de azi este firma Terra Rent a Car, cu site-ul terrarentacar.ro. Firmă de închiriere de mașini. Te zici, Stălica? De mașini. Din Pirești. Hai să văd ce am eu aici. Nu știu ce am eu aici. Firul ăsta vreau să-l scot. Nu știu ce e ăsta, de unde e ăsta. A, e ăla, bă, de acolo. Vreau să ajung la nanofil. Hai, nanofile, hai, dă-te. Am ajuns să scot eu acum. Fac eu nanofil acum. Trebuie să-mi țin și noi că pescuim, mai... L-am scos pe ăsta, am rămas nanofilul. Îl împachetez pe sticla asta. Oba! Așa, tot de aici. Hai! Yo, no! Am nanofilul, am textilul. Am legat o fir de 25 care e varză. Și le scop pe astea și las nanofilul, înțelegi? Păi dacă tot îmi dă unul, să-l și prind. Un pe ăsta pe schimbă. Textilul ăsta, ăsta e bun pentru la baraj, acolo pe verticală. Dă-i la babuști. Cu două cu textil, țaca, 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 artificială. Deci aici începe monofilament, dar pe ăsta îl duc și pe ăsta. Îl bag separat, după stic. Face figuri. Figuri.
se trage și linia. Ia uite, eu trag, prind obletele la sticlă, îl vezi? Cu sticlă. Taca, 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 se vede dacă am atacă. Eu îi zis, Eliu Cristian, mă, fă muște de astea de... De alea mai mici, nu, bă, mai mari. Păi ce să iei, bă, cu mai mare aici? Auzi, cred că ne băgăm în stuf ieri. La stuf? Păi vezi că nu luăm nimic? Vezi că suntem depășiți de situație? Te-ai enervat? Păi și pe mine mă enervează rău de tot. Eu de felul meu sunt calm, dar știi cum mă enervez? Hai, trebuie să-l coci. Să nu cazi înapoi. Uite bine. Deci toate ca toate, da. Asta e enervare masivă. Nu e o... Păi, adică noi dăm culea și răsare în stuf. Își bate jos de noi. Dacă îi scot eu un anotul ăla. Să tai nodul ăsta, că... Enervează și nodul ăsta. Da, mă, tati, mă, că avem noi nanofil de distanță, mă. Că tu ai cu șorici, mă, de noi acum. Mecheria. De noi șmecheria. Te leg nanofil aici. Pac, pac, pac. Nu te duci, bă, ăla a trecut canalul, bă. Ia o, mă, pe acolo. Cred că se întâlne cu cine. Un prieten, am zis că trece canalul pe partea asta. Triunghiul Bermudelor. Gata, am băgat nanofilul, ar dat-o la treabă. Ar dat-o la treabă unde sare pește. Aici sar, mă, sare și pe ce nu-i dă. Am la plus de soare. De soare. Așa, mă, tata. Nanofilul se duce. Așa, nu mașina așa. Nu cred, mecherie. Băieții ăștia au plecat, o să mă bag în acolo. Hai, cu nanofil de 0-0, pot să le joc șof, ușor, pa. Și el interesant. Da. Fugi, aleargă, fă mișcare. Aleargă, fă mișcare, șef. Ridica musca, așa s-a ridicat.
să scadă ție de în cer, așa vrei. Băi, Cristi, vrei că ăsta vrea muscă plezdită pe apă, bă. Bă, așa vrea să se joace, tu uite, așa o observai. Ce ai, păi tu vezi că e gerul bobotezi. Vezi cum eu joc eu? A, uite calul aici. Vezi că a jucat de pe apă. Mașina viitorului. Eu i-am găsit șmecherie, vrea numai jucată pe apă. Și la mal, bă. Bararirarirara, hai cu musca culea și am nanofil 008 012 012. Opa, ia uite mă că 012 012, ia să vedem că sare asta. Cu firul gros. Auzi, domne, cum pleacă lumea când trage peștele la muscă. Uite, la muscă. Ori de la muscă, ori de la țânțar. Bagă-i țânțarul. Dacă nu o ia liniar așa, nu? A luat unul liniar, hai trase și o pripe. Aha, a luat-o și pe trase și pe pripe. Da, să facă 2 cm. Ha? Să facă 2 cm și 8. Da, s-a repezit și așa, să vă cer toate variante. Mă prind cu musca în gură. În viteza, abac, pe creștere de viteză. Am vrut piață de joc, papa. Aha. Ai cocălut. Deci te-ai super păcălit. Face cum se joacă țânțar. Îți place cum ar da. Aaa, căzut musca pe apă. Aaa, ce ghinion pe capul tău.
bani, frate. La înghițitul ăsta de tot. Și ai călică pe aici. Salut! E juvelnicul plin? E juvelnicul plin? Gata, gata. Mai dăm să ne jucăm la o muscă, ci cu ăsta, să vedem. Uite, mă, ce sare ăsta la muscă. Uite, bă, ce sare la muscă. Lângă mare. Distracție. Pe seara când pleacă lumea, încep și să nu sfărească. Nu știu, las muștele pe apă, da? Ia uite-l. Un sar la el. Să-mi țeapă câte unul. Ghinionul meserii. Să mă.
Deci principalul este Nanofilo 008. Nu e pe 012 monofilament. Vedeți că nu-i mai scapul ăsta? Păi ăsta a mâncat la șale iarna asta Nanofilul la greu. Are elasticitate. Foarte bine. Un fel de textil, o combinație între textil și monofilament nu ține apă. Folosim cu succes iarna la șală. Să iau și un 0,12 mai grosuțul. Să vadă cum ridic eu muștele pe apă. Scutul puțin firul. Ați văzut ce se retrag? Pe 28 septembrie la vapor, așa aici, mă zice. Iată. Cum mai? Cristi a început să o ia, bă! Hai cu prăjeala aia, bă, că nu-ți scoți nimic! Sunt muștile alea bune! Băi, Cristi, ce trage aici, belea? Vino cu ala drum, de fapt, cred că sare și pe acolo. Acum a început să vâneze. Vânează-ți în țar, băi. O să-l vede acum cu țânțarul în gură. Scuturul legă firul. Îmi ucez închieturile, las pe apă. Lasările. Uite. Ce atacă domnul Geo la ora asta? Să lasă soarele, mă. A, uite caii când trag. Ziceai că nu trage peștele. Ce domne cum trage? Asta e ora lui de muscărit, ce vrei. Parcă ar fi mașina departe. Mă duc să-mi iau geaca, bă, că nu mai e de glumit. Ca să nu mă duc la farmacie.
Bă, cum trage aici, e belea, doamnelor și domnilor, o să-mi iau geaca la mașină. Fii atent, băi, la secundă. Deci vă recomandăm la pescuit să veniți seara la complete. Polinii la comandă vă face Gabriel la 0770-525-569. De la mașină să-mi iau geaca, că nu mai merge, comunică scurtă. Puta. Rica, ce e Rica. Și domnul e venit aici cu mașina la... E cu mașina la... Da, e să ieșim cum rău. E geaca mea. Păi să jucăm cu sănătatea noastră, domnilor și domnilor. Au, ce cald de mașină, bătă sărăcea. Ceva. Mai ține la spate aici. Ori ar fi alta. Trebuie să desfac eu asta. Camera. Înțelegeți? Câte și vedeta ca să mă stup de tot. Eu nu am dat prea până una alta. Dom'le, că nu mă scărea și mie peștele. Cumva asta mi-a interzis să mai mă duc acasă. Nu mă duc acasă. Frate! Pește proaspă. Asta-i comoara, mă, care ne ține în viață pe noi, trupul acesta. Adică nu mai vii cu pește, e ca și cum i-ai zice, bă, du-te și tai-te. Mă, de când se zice așa ceva? Când se zice așa ceva? Nu mai veni cu peștele acasă. Adică îți dă post direct, nu? Dar eu mă duc, că n-am multă. Și acum să bag o muscărele ca în bătoși. Alo, că luai și o ținută asta, că nu se mai poate așa. Ia uite pe ce muscăresc ăștia, bă. Frații mei binecuvântați. Imediat vine Gabriel cu țânțarul. Cristi, e ora țânțarului, băi. Eu mă încoarne. Ia mă, să mă joc și eu, mă, că de când mă joc eu cu ei, mă, de mă? Ce mai fac ei? Ce? Nu mai faci față? Dai cu două țaparine? Așa, mă, reveniți-vă, băi. Reveniți în țară. Să s-o obișnuiesc ei iar cu țânțare, să trag și din iar. Începe să întunece și poate le păcălă.